În Republica Moldova, cancerul de sân la femei reprezintă locul întâi în structura morbidității prin tumori maligne. Anual sunt înregistrate peste 1000 de cazuri noi de această patologie la femei. Deci în fiecare zi sunt diagnosticate 3 cazuri noi de cancer de sân la femei. Genele BRCA1 și BRCA2 sunt gene supresoare tumorale care codifică proteine cu rol în procesele de reparare a ADN-ului. Persoanele cu istoric familial de cancer de sân, cancer de ovar, trebuie să fie testate doar la mutația genelor BRCA1 și BRCA2. Procedura de testare la mutațiile genelor BRCA1 și BRCA2 este simplă, non-invazivă și constă în prelevarea unui test de sânge. Femeile care poartă mutațiile genelor BRCA1 și BRCA2 prezintă un risc înalt de 50-80% de a dezvolta cancer de sân și în 20-50% cazuri de a dezvolta cancer de ovar. Mai mult de 50% a femeilor cu mutațiile genelor BRCA1 și BRCA2 vor dezvolta cancer mamar până la vârsta de 50 de ani, comparativ cu doar 2% a femeilor fără aceste mutații. În cadrul rețelei de sănătate In Vitro Diagnostics există posibilitatea de a realiza testarea la mutațiile genelor BRCA1 și BRCA2, în special la pacientele cu istoric familial agravat de cancer de sân, cancer de ovar.